Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm astăzi, așa cum se cuvine în vremea coronavirusului, despre Dumnezeu. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră, cei care în ultima vreme ați neglijat acest subiect, de curând v-ați întors în privirea fluxul conștiinței, ca să mă exprim elegant, înspre subiectul Dumnezeu. Și, cred, a venit momentul să citim o carte despre Dumnezeu. O carte care însă nu tratează subiectul așa previzibil cum v-ați putea aștepta, mai ales după introducerea pe care am făcut-o. Pentru că asta este o carte care nu li se adresează neapărat credincioșilor și, aș spune, nu li se adresează nici măcar ateilor. Deoarece autorul cărții Dumnezeu o Istorie Umană, Reza Aslan, profesorul Reza Aslan, are o perspectivă mai degrabă moderată. Adică, o să o spunem direct, este un ateu evoluționist, sau cel puțin așa pune problema teoretic vorbind, dar nu este unul din ateii militanți și enervanți din categoria Richard Dawkins. Așadar, Dumnezeu, o istorie umană, un bestseller publicat de Humanitas, ne prezintă o perspectivă moderată asupra unui subiect atât de enervant, Dumnezeu. Reza Aslan, un iranian născut în 1972, profesor, autor de cărți de mare succes și iată autorul acestui recent bestseller, vorbește despre Dumnezeu dintr-o perspectivă pe care mulți dintre noi o cunoaștem, care ne este deja familiară, mai ales celor care am citit în anii 90, maxim 2000. Cărțile lui Mircea Eliade și Ioan Petru De altfel reza Aslană și citează pe cei doi în acest volum, care este numit, aș spune exagerat de editori, tratat de istoria religiilor. E mai puțin decât atât. E mai degrabă o introducere e adevărat incitantă, atrăgătoare într-un subiect atât de vast încât introducerea asta nu poate fi numită tratat, ci, așa, simplu spus o introducere stilul lui Reza Aslan seamănă foarte mult cu stilul unui alt autor de bestseller E vorba despre Yuval Noah Harari. Aceeași scritură atrăgătoare, aceeași carismă în spatele cuvintelor, aceeași capacitate de a sintetiza o cantitate imensă de informații, dar una peste alta, dincolo de ceea ce poate să ofere un astfel de tratat sau o astfel de introducere, aș spune că informația rămâne, în ultima instanță, inconsistentă. Cartea se poate citi în 2-3 ore de lectură intensă, dar aș spune e importantă și pentru cercetători, pentru oamenii de știință, deoarece este dublată de un aparat critic destul de consistent, aproape la fel de voluminos cât este cartea în sine. Așadar, Reza Aslan, Dumnezeu, o istorie umană, ne vorbește despre felul în care, de fapt, noi oamenii îl creăm pe Dumnezeu. E o perspectivă pe care ați mai auzit-o cu siguranță, ne este familiară nouă tuturor. Știm că dacă vorbim despre omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de fapt în realitate avem de a face cu un Dumnezeu creat după chipul și asemănarea omului. Asta este teoria lui Reza Aslan, o teorie pe care el și-o susține cu argumente recente din neuropsihologie. Se numește teoria minții, ceea ce aduce el ca argument. Teoria minții spune că tindem să presupunem că ceilalți gândesc ca noi, că au în mintea lor ce se află în mintea noastră, mai mult că presupunem și că natura înconjurătoare se comportă cumva uman. Cu alte cuvinte, deci că tindem să antropomorfizăm ceea ce ne înconjoară, inclusiv să o numim așa viața celestă. Reza Aslan spune că ideea monoteistă și-a făcut loc cu greu în istorie, că oamenii au fost, desigur, așa cum o știți deja, animiști, apoi politeiști, apoi monoteiști sau mai degrabă monolatrii, adică au crezut că există mai mulți zei, dumnezei, dar ei l-au slăvit pe unul singur. Ideea monoteistă a fost susținută de puțini de-a lungul istoriei, vezi Akenaton sau Zoroastru, doar că nu a apucat să-și facă loc serios. De ce? Pentru că noi oamenii, spune Reza Aslan, avem nevoie de un Dumnezeu cu caracteristici umane, de un Dumnezeu umanizat. Creștinii au dus la apogeu această tendință înnăscută și l-au făcut pe Dumnezeu om de-a dreptul. După care a venit și Islamul, care a redus toată această istorie la un monoteism pur și dur. Cu alte cuvinte, spune Reza Aslan, în istoria religiilor sunt trei idei mari care s-au confruntat și încă se mai confruntă: Trinitarianismul creștin, dualismul zoroastrian și monoteismul islamic. Despre asta este vorba, pe scurt, într-o carte pe care o numesc și eu totuși scurtă și mai degrabă inconsistentă. Haideți să vă și citez un fragment care este inspirat din Yuval Noah Harari. Presupunem că strămoșii noștri și-au încheiat viața nomadă pentru că au început să planteze semințe, ceea ce înseamnă că nu au avut de ales și au fost nevoiți să se stabilească undeva pentru a avea grijă de ele. Însă descoperirile de la Göbekli Tepe și de la alte situri antice din Levant au răsturnat complet această idee. Acum știm că la început au fost așezările permanente și abia apoi, la mulți ani distanță, a apărut agricultura. Așadar, pentru cei care nu aveți acest update, să vi-l faceți. Mai întâi a fost sedentarismul și după aceea a apărut agricultura și nu invers. Trăiam în sate cu populații în plină expansiune, construiam temple gigantice, cream opere de artă și distribuiam tehnologia cu secole înainte de a ne veni ideea să ne creștem singuri hrana. Dar dacă domesticirea plantelor și animalelor nu a fost rezultatul unor schimbări bruște de mediu sau al unei extinții în masă sau al unei creștere abrupte a populației, atunci ce anume a determinat tranziția de la vânătoare la agricultură? Descoperire de la Gheobchelite Pe și de la alte situri din decul din Orientul Mijlociu Antic sugerează că nașterea religiei organizate a fost cauza. Cu alte cuvinte, mai întâi au apărut situri religioase, temple uriașe, care au dus la stabilizarea populației și apoi la apariția agriculturii. Așadar, se schimbă cumva perspectivele în volumul lui Reza Aslan, o carte, cum vă spuneam, care poate fi considerată pe alocuri incitantă. Și vă mai citesc un singur fragment. Oamenii pur și simplu nu au cum să intre în comuniune cu un Dumnezeu care nu are trăsături umane, atribute umane sau nevoi umane. Cum se poate stabili o relație autentică cu un asemenea Dumnezeu? La urma urmei, noi suntem, așa cum am văzut, adaptați din punct de vedere evoluționist să-l concepem pe Dumnezeu în termeni umani. Este o funcție a creierelor noastre. Motiv pentru care cei care au reușit să alunge acest simbol umanizator din ei au făcut-o în mod voluntar și cu mari eforturi. Cu alte cuvinte, Dumnezeul filozofiei, Dumnezeul abstract, nu este unul pe care noi oamenii să-l putem slăvi vreodată. Reza Aslan Dumnezeu, o istorie umană, un volum apărut la Humanitas, o introducere excelentă în istoria religiilor. Dar făcută această introducere pe temelii noi, să spunem, o carte care însă nu e neapărat o surpriză, mai ales pentru cei care ați citit Ioan Petru Culianu. Dragii mei, citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare!